Începe festivalul de film studențesc Geo Saizescu, care se află la ediția 13. Nu vroiam neapărat să-l fac și anul ăsta, pentru că e greu cu susținerea și... dar îmboldit de cadrele didactice de la Universitatea Hiperion, Facultatea de Arte Geo Saizescu, am decis să reluăm și anul ăsta festivalul. Că anul trecut am avut foarte multe materiale de la UNATC și de la Sapienza, în care erau mai mult filme de masterat, de doctorat, și am primit destul de multe critici din partea studenților, care fiind în anul 1, 2, 3, bineînțeles că era greu să se compare cu masteratul și cu doctoratul, care de altfel au și luat caimacul premiilor de anul trecut. Anul acesta am decis, în compensație, un soi de cerc închis, un soi de examen cu public, astfel că avem producții semnate numai Facultatea de Arte Geo Saizescu, Hiperion, în ideea de a-i face pe ei să realizeze ce au făcut anul ăsta cu toții, să-și urmărească și să aibă și girul publicului, pentru că or să vină cu vecini, cu prieteni, cu critici, cu toți ce au pe acasă și pe lângă casă, și în același timp să vadă și o selecție a filmelor pe care le-au făcut foști absolvenți ai acestei facultăți, pentru a vedea că dacă insiști și dacă îți place ceea ce faci și ții să reușești cu adevărat, o să o faci, cu siguranță. Sigur, e alegerea lor și depinde ce vine viața către ei. Însă ce este important este să facă studii de cinema. Că dacă ne uităm de aici încolo, până dincolo de ocean, o să vedem că toți cei care fac televiziune merg la o școală de cinema mai întâi, pentru că nu există. Asta este formatul. Ei venind la noi, la început, ca niște copii de liceu, și sigur că nu au toată dimensiunea problemei, dar încet, încet înțeleg acest parcurs. La fel se întâmplă și cu studenții actori. Ei vin cu o imagine virtuală a ceea ce ar face ei ca actori. Le e foarte greu, la un moment dat, la început, dar după aceea se dezmeticesc, ca să zic așa, și își găsesc resortul de a merge mai departe. Important este că au imaginație și au creativitate. Și eu pot să extind acest aspect, că nu numai studenții care vin la noi sau la un ATC au această imaginație și această creativitate. Am întâlnit și alți oameni care dezvoltă, însă probabil că nu au curajul de a bate la ușa unei școli de specialitate ca să-și dezvolte această creativitate. Chiar dacă mai târziu nu vor face direct nici film, nici cinema, indiferent ce vor face. Eu am venit cu Ce e dragostea? E, ca să zic așa, filmul despărțirii mele. Am trecut printr-o relație de 5 ani, m-am despărțit și m-am hotărât să fac și ceva, să marchez chestia asta. E un scurtmetraj de 10 minute cu Andrei Mateiu, Palis Scora, care e fotomodel, și Toma Danila. După ce termin facultatea, nu știu, aș vrea să urmă o popularitate spre televiziune. Îmi place să fac vision mixing, ori mă orientez spre publicitate și videoclipuri muzicale. Iarăși e ok, mă descurc pe ambele. Este un examen cu public, deci este destinat numai studenților de la facultatea care se numește de arte, Geo Saizescu se numește și facultatea acum. Există, pe de o parte, filme valoroase cu idei limpezi și clar formulate, și există filme care știu mai puțin ce vor să spună și deci care sunt mai puțin importante din punct de vedere estetic, moral, filozofic, cum în general ne place să judecăm filmele, nu numai ale studenților, ci în general, adică să aibă o substanță fie moral-filozofică, fie antropologică, fie sociopolitică, fie civică, cu inflexiuni psihologice. Deci,
cam asta este problema. Nu toate filmele au răspuns acestor cerințe, dar au existat și filme care au avut ceva de spus și au spus-o curat, frumos, cinstit și cu sinceritate, ceea ce este mare lucru. Am venit la competiție, m-am înscris cu filmul Insomniac. Am vrut să arăt drama prin care trec oamenii care suferă de insomnie, pentru că trăiesc și eu în casă cu o persoană care, cu mama, care are insomnie. Și oarecum înțeleg drama prin care trec ei. Bine, eu am dus-o un pic mai la extrem, mai în domeniul SF. Scenariul l-am scris eu. Imaginea am avut un prieten care m-a ajutat, Andrei Petroșel, și l-am realizat destul de repede acasă la mine. Într-o zi am reușit să facem totul și sunt mulțumit, chiar sunt mulțumit. Cred că este cel mai scurt din competiție, 4 minute și câteva secunde. 7, cred. Eu sper că în viitor să pot să fac... Asta a fost visul meu, să fac un film de lung metraj pe care să-l pot vedea la cinematograf și, de ce nu, și la televizor. Acum sper că în viitor să pot să realizez chestia asta, deși știu că este foarte greu, mai ales la noi în România. Dacă nu, de ce nu să mă axez mai mult pe televiziune? De vreo 2 ani tot scriu un scenariu de comedie pe care vreau să realizez. Trebuia să fie gata de un an, doar că tot amând cu probleme de ori de sponsorizare, ori de lipsă de oameni, de echipă. Sper că anul viitor, vara viitoare, să încep să filmez, ca filmele să țină vreo 2-3 luni, ca la finalul verii să pot să am ce monta. Sunt câteva care ne-au plăcut. Evident, vorbim de un festival de film studențesc, deci trebuie să-mi imaginez că e vorba de niște tineri care sunt la început de drum. Și atunci, ce am văzut la festival până acum, în general, voi încerca să-mi imaginez că acum vorbim din punct de vedere al unor tineri care sunt chiar la început de drum. Sunt câteva care au potențial, au poveste, altele care au imagine mai bună. Aș vrea să văd ceva și din punct de vedere al actoriei, care să mă miște un pic mai mult. În cadrul festivalului avem programate workshop-uri cu Laura Vasiliu, este primul de astăzi, un workshop de actorie referitor la castinguri. Va fi un workshop susținut de regizorul Dan Petcan referitor la videoclipul muzical, regie, producție, ce presupune. Va fi un workshop susținut de regizorul și producătorul Cătălin Mitulescu. A fost o idee foarte bună și mulțumesc și pe această cale organizatorilor acestui festival, pentru că e nevoie de astfel de teme. Nu sunt întotdeauna dezbătute în școală, și anume cum te prezinți la un casting de film. Pentru că subiectul e despre film, că e un festival de film, atunci vorbim despre casting de film. Însă, nu a fost întru totul un workshop, pentru că eu prin workshop înțeleg un atelier în care se și pune în practică ceva. A fost așa ca un preambul. Eu sper să continue cândva și cu lucruri mai practice. Sau să aibă ei posibilitatea să aplice ce am discutat noi, adică să fie atât de multe probe de film încât să poată aplica toate lucrurile despre care am vorbit. La bază am avut o carte a unui director de casting, Nancy Bishop, din America, cu care eu am făcut un workshop și l-am făcut, adică a fost un workshop adevărat. Am făcut practic niște lucruri, am dat o probă de film așa în workshop și am vorbit cu studenții despre partea teoretică acestui lucru. Mie mi-s foarte dragi, pentru că ei sunt foarte proaspeți, vii și interesați și pasionați și sigur că sunt interesați de cum or să facă să pătrundă și ei în lumea asta a filmului. Și a fost și doamna Maya Morgenstern și am putut să împreună să ne unim experiențele. Doamna ei are mai mare și mai
diversificată experiență decât mine, dar împreună cred că am putut crea așa un tablou cât de cât clar. Sunt pragmatici pentru că acum cu idealismul nu ajungi prea departe. Sigur că pornești dintr-un idealism, că faci meseria asta din idealism, nu o faci din pragmatism, orice s-ar spune. Însă, ca să pui în practică niște lucruri, deja trebuie să uiți de idealism. Sper să ne mai vedem și chiar sper să și facem un workshop adevărat, să-i văd și pe ei la lucru. Îi văd mai mult ca pe niște parteneri. Ai văzut că sunt mulți actori care întreabă de castinguri, regizori care au scurtmetraje. Nu au fost foarte mulți regizori în sală, adică au fost mai mulți actori. Și unii dintre ei au jucat în filmele produse de mine, alții n-au luat castingul. A fost interesant așa ca propunere. Acum am mai multe lucruri de făcut. Și alea pe care le făceam înainte într-un an, acum le fac mai repede, dar asta e și bine și rău. Făceam un scurtmetraj pe an, îți dai seama. Și am rămas și corigent, cum ar veni, la platou. Adică mi-a luat mai mult de un an să fac un film de scurtmetraj. Dar cred că nici acum n-am murit mult mai bun. Cătălin Săizescu a amintit că am organizat un festival studențesc. Eu spun că este studențesc până la capăt, pentru că n-am avut resurse financiare, în afară de sponsori care ne-au primit în casa lor și, mă rog, ceilalți puțin. Noi ne-am dorit să facem acest festival pentru că trebuie să existe, cred eu, o piață concurențială, în contrabalans cu cine m-a iubit. Cred că e bine să existe o asemenea piață concurențială. E bine pentru noi, pentru profesori, e bine pentru studenți. Că atunci calitatea crește. La ediția anterioară a festivalului am văzut cam toate producțiile Facultății de Arte recent redenumite Geo Saizescu din cadrul Universității Hiperion. Atunci l-am ajutat pe Cătălin Saizescu, directorul festivalului, la selecție și acum, văzând la fel cam toată recolta de scurtmetraje a acestei facultăți, am observat un progres destul de substanțial și lucru care mă bucură foarte mult. Am văzut o selecție foarte interesantă alături de domnul Călin Soliman, de Cristina Cepraga și de Oreste Teodorescu, colegii mei de juriu. Nu ne-a fost deloc ușor să decidem câștigătorii premiilor. Au fost filme foarte diverse, filme care excelau la o anumită categorie din cele pe care le-am avut de premiat, regie, imagine, interpretare. Am o listă cu vreo 4-5 nume de regizori pe care aș vrea să-i urmăresc. Este programată premiera filmului de lungmetraj, documentar de lungmetraj, Lumea lui Geo Saizescu, realizat de Dan Doroftei, un fost student de-al lui, film care urmează să intre în cinematografele din toată țara. Eu l-am cunoscut pe Geo, pe maestru Geo Saizescu și altfel decât l-au cunoscut lumea în general. Am fost studentul lui și era savuros la cursuri. Din cauza asta, în film, am inserat vorbele lui înregistrate la cursuri pentru a da cumva parfumul ăla de facultate pentru studenți, având în vedere că e și un festival studențesc care se încheie în această seară. Despre personalitatea lui Geo Saizescu, cel care a pus bazele și acestui festival, dar și Facultății de Arte de la Hiperion, o să vorbim după ce vom vedea acest documentar. Misiunea mea este să prezint și filmul din seara aceasta, care aparține unui fost student al nostru,
Dan Doroftei, aflat printre noi, este un documentar eseu de lung metraj despre Geo Caizescu și, așa cum spune titlul, reușește să vorbească despre lumea lui Geo Caizescu. Suntem aici în sală mulți foști prieteni ai lui Geo Caizescu și salut prezența domnului Mircea Mureșan și a doamnei Rodica Mureșan, în primul rând, care au fost printre cei mai apropiați prieteni ai lui Geo Caizescu. Dar Geo, așa cum spunea și Alecu, proiectorul în film, este în noi, a rămas în noi. Era greu să încep să-l intervievez și oricum ar fi fost destul de ciudat care relație între tatăl și fiu și am preferat să... Adică nu că am preferat, a fost o minune faptul că a venit la mine Dan cu propunerea asta pe care am împărtășit-o direct și cred că am reușit să-i transmit și eu dintre secretele anumitor secvențe din film și să îi spun cam pe unde trebuie să accele. Eu am venit aici cu o dublă misiune. În primul rând am venit să ofer o diplomă in memoriam, o diplomă de onoare pentru marele regizor Geo Caizescu și să ofer trofeul Uniunii Cineaștilor, care este un scaun. Un scaun de regizor pe care a stat Geo Caizescu și sunt convins că va sta Cătălin. Mircea Drăgan a fost bun prieten cu Geo, s-au apreciat reciproc foarte mult și eu îl cunosc pe Geo. Am și zis lui râzând că eram în Spielhausen, că îl cunosc pe Geo înainte de a-l cunoaște pe Mircea Drăgan. După aia ne-am cunoscut așa cu toții și am fost prieteni. Am fost foarte, foarte emoționată să văd acest film care mi-a reamintit de foarte multe lucruri și de foarte mulți actori și actrițe pe care le-am cunoscut de-a lungul vieții mele destul de lungi. Și o plăcere poate să fie chiar și emoțională, să zic așa, pentru că Geo a fost, aș putea zice, deși n-am fost colegi de clasă, de an, adică, cred că am fost cel mai apropiat dintre cineaști de-a lungul. Eu eram anul 3 când el a venit în institut și de atunci, asta înseamnă 1957 când a venit el în institut, de atunci și până l-am condus unde stă pentru vecie și eternitate. Am fost veșnic alături, împreună. Și, pe urmă, și la Asociația Cineaștilor, pe urmă, la Asociația de Drepturi de Autor. Am fost împreună. Începem premierea cu, de jos în sus, să-i spunem așa, cu mențiunea specială a juriului acordată filmului Ce e dragostea, de Andrei Pietroșel. Cel mai bun rol masculin a fost acordat un premiu ex aequo tânărului Milan Hurdu pentru filmul Fără semnal. Copilul din filmul Fără semnal este în sală. Da. Este un premiu absolut meritat. Copilul a fost extraordinar în film și toți membrii juriului au votat în unanimitate acest premiu. Uite, mânăm și diploma. Aia e diploma. Tot din filmul Fără semnal. Eugen Rădescu, cel mai bun rol masculin, ex-aequo, cu Milan. Pentru cel mai bun rol feminin, Alexandrei Michi Duș. Tremurul liniștii, pentru filmul Tremurul liniștii. Felicitări!
Acest film a fost într-adevăr o provocare. Îi mulțumesc lui Laurențiu Gligor. Este un tânăr extrem de aprig și m-a dorit cu tot sufletul, motiv pentru care în prima fază nu pot spun că am refuzat, dar n-am fost foarte sigură, fiindcă îndârjirea lui m-a efectiv, a venit și a spus că tu ești. Și am zis, nu, așteaptă, vreau să citesc scenariul, vreau să înțeleg în primul rând și vreau să văd dacă cu adevărat ne putem ajuta. Am prins o iarnă foarte grea, cu foarte mult frig, cu 24 de ore de stat în pădure. Suntem mici, suntem novice, lumini, nici n-am visat la Chinoflori, erau doar niște amețite de lumini, dar ne-am ajutat. S-a mâncat puțin, s-a dormit deloc. Am avut norocul să întâlnim un cabanier absolut genial, cei drept lucrurile au mers de la sine. Premiul pentru cea mai bună imagine se acordă studentei Florentina Băjenaru pentru filmul 2. Premiul pentru cel mai bun scenariu se acordă studentului Avram Iclozan pentru filmul. Felicitări. Premiul pentru cea mai bună regie acordat filmului August prea devreme, în regia lui Alex Mihai. Premiul pentru cel mai bun film este acordat lui Larry Gligor pentru Tremurul liniștii din nou. Am avut mare onoare acum să câștig marele premiu la Festivalul de Film Geo Saizescu. Este un premiu pe care m-a luat pe neașteptate, pentru că a fost un film la care am muncit cu drag, pe care l-am făcut cu drag, dar pe care l-am văzut cu emoții și a apărut oarecare o îndoială așa, cu privire la care este nivelul meu real și eu știu până unde se ridică talentul și unde începe meșteșugul. Am încercat să dezvolt niște teme, cum ar fi liniștea, singurătatea și pentru mine lucrurile au fost destul de simple. Am un prieten cu care a și apărut în film ca personajul principal, iar împreună cu el am scris, la el m-am gândit și am încercat să punem niște idei, eu știu, poate mai mulți psihologice, filozofice în imagini.